Dobrogea este locul în care pur și simplu am deschis ochii. Cele mai frumoase locuri și amintiri din copilărie le am încă minte, iar acestea se regăsesc în Dobrogea. Un loc care mi-a marcat apoi maturitatea. Asta pentru că Dobrogea este un loc aparte, din care ai foarte multe de învățat. Simplul fapt că avem un număr atât de mare de origini, de categorii etnice, ne ajută pe noi dobrogenii să știm să rezonăm cu oamenii din jur. Nu neg că aceste calități m-au ajutat de când sunt prefect, pentru că experiența de viață s-a transpus în relații instituționale, în dialogul cu partenerii sociali și cu oamenii din județul Constanța. Cei care nu au ajuns încă în Dobrogea nu trebuie să mai stea pe gânduri. Poate sunt subiectivi și le-aș recomanda să meargă pe o plajă la litoral sau să bea o cafea bună pe una din străzile din centrul vechi. Dar le-aș spune totodată să urce în șa, să pedaleze pe la cheile Dobrogei, spre nordul județului, spre Măcini. Așa cum există un mix de civilizații, Dobrogea oferă și un mix de destinații. Și ca un mic sfat, de Dobrogea să vă bucurați alături de Dobrogea. Din punctul meu de vedere, valorile importante împărtășite în rândul dobrogenilor sunt multiculturalitatea, toleranța și mândria. Tuturor dobrogenilor le urez să aibă încredere în ei, să ia decizii raționale, indiferent despre ce este vorba. Nu în ultimul rând, să fie un exemplu de responsabilitate pentru întreaga țară, așa cum sunt și acum, prin vaccinare, prudență și multă grijă față de semeni.